Băieții au 9, 13 și 14 ani. Doi dintre ei sunt frați, Ciprian și Constantin. Fratele cel mare de 14 ani a fost luat de apă și a decedat. Ceilalți doi au sărit după el, dar au scăpat cu viață. Pompierii l-au căutat aproape 2 ore pe băiatul dispărut. Aici cu motorul e bun. Da. Atingi fondul. Da, da, la găsa. Acum? Acum ce să-l ating? 2 metri. Acum cu căi de mare. Și eu cu o lăsare avea cu motorul la loc chiar. O luară tot aia fără motor și s-a găsat. Medicii au încercat să le resusciteze, dar în zadar. Un produs, ceva, orice, ca să-i punem sub ceafă. Să-i facem diferențiația. Haină, ceva. Da? O pătură, orice ar fi. Nu avem ce să-i facem. Nu a reușit nicio manevră. Întrerupem conform protocolului. Dumnezeu să-l ierte. Micuții care au scăpat cu viață sunt la spital sub supraveghere medicală. Oamenii legii le recomandă părinților să nu își lase copiii la baie nesupravegheați.